A doua zi a festivalului Cinema Unit a adunat la Brașov cinefili care abia așteptau să se bucure din nou de filmele românești. Astăzi, Pădurea Spânzuraților a fost capul de afiș și a fost un omagiu pentru cineastul Liviu Ciulei. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la nașterea sa. Cinema Unit este organizat de către Cinemaraton TV și Universitatea Transilvania din orașul de sub Tâmpa. Festivalul de film românesc Cinema Unit aduce în fața cinefililor capodopere cinematografice autohtone, iar astăzi a fost ziua dedicată peliculei Pădurea Spânzuraților. Prezentă la proiecția specială a filmului, criticul Manuela Cernat a rămas impresionată de tot ce a găsit la Brașov și invită pe toată lumea la film. Mi se pare un program extrem de bogat, extrem de ofertant, care reunește filme de arhivă, capodopere din istoria filmului românesc, cu noi creații ale unor tineri cineaști. Deci este o combinare între trecut și prezent. Manuela Cernat îi amintește și îi elogiază și pe cei în memoria cărora a fost organizată ediția din acest an a festivalului. Fișul este ținut de comemorarea marelui regizor care a fost Liviu Ciulei, a uriașului la propriu și la figurat Ion Popescu Gopo, creatorul animației românești, și de asemenea, pentru că aici a fost filmate o parte din secvențele filmului Ciprian Porumbescu, pentru că se împlinesc și 175 de ani de la nașterea lui Ciprian Porumbescu, iată deci trei aniversări reunite sub genericul unui festival de cinema care are toate datele să atragă un mare public. În sălile de cinema din orașul de sub Tâmpa au avut loc și alte două proiecții speciale, Maroco în regia lui Emanuel Pârvu și Grindul șacalilor în regia lui Napoleon Helmis.